cu antrenorul Stelei, Daniel Oprița. Daniel, un test util astăzi după două meciuri amicale, niciun gol primit. Mulțumit? Da, în mare parte sunt mulțumit. Bine că n-am avut nicio accidentare, asta ne-am spus înainte, să fii atenți, jucăm și pe sintetic. Venim după o perioadă în care am acumulat fizic cu antrenamente grele. E al doilea joc amical. În mare sunt mulțumit după. Mai avem de lucrat la relațiile de joc. N-avem multe noutăți în echipă, de aceea nu o să ne fie foarte greu să facem ca echipa să joace și mai bine decât am făcut un tur. Cât de importante sunt aceste teste, ținând cont că jucați cu echipe de Liga 3, o echipă care v-a pus probleme astăzi? Da, știam că o echipă bună, o echipă care încearcă să paseze, să aibă o posesie bună. Am jucat cu ei și în vară, am câștigat, dar ne-au pus mai multe probleme decât astăzi. Dar până la urmă n-am primit gol, am reușit să câștigăm la un scor destul de mare, așa că totul e în regulă. Cum ai reușit să transferi atâția jucători importanți la Steaua? Păi de acum încolo o să-mi fie din ce în ce mai ușor. Mi-a fost mai greu la început, a fost și perioada scurtă. Atunci am făcut un efort și am adus câțiva jucători cu experiență și calitate care au jucat la Liga 2, Liga 1. Iar după aceea, văzând ceea ce se întâmplă aici, condițiile care sunt, știți cum e, jucătorii vorbesc între ei și au reușit să-i convingă și pe ceilalți. Sunt jucători cu care am mai lucrat majoritatea, nu mi-a fost ușor, dar cum am reușit, am reușit. Asta e cel mai important. Cu Juventus ai reușit două promovări consecutive, acum mai de trecut de trei hopuri. Da, dar totuși la Juventus am avut condițiile mai grele față de cea mai, adică aici sunt condiții, nu pot să spun că nici acolo nu au, dar nu se compară cu ce este aici. Sunt condiții practic de Liga 1, foarte bune, jucători valoroși, v-am zis, cu care am mai lucrat chiar la Juventus și am reușit acele două promovări și sunt jucători pe care i-am luat și pe care încerc să iau, care au jucat la joacă, titular la echipele de Liga 2 care se bat la promovare. Doar dacă mai reușesc două, trei transferuri sau cel puțin unul acum până în vară și în vară încă doi jucători cu experiență, lotul eu zic că va fi bun și pentru promovare chiar spre Liga 1. Cum e să vă antrenați zi de zi aici, să vedeți stadionul ridicându-se? Păi, da, noi practic s-a ridicat odată cu noi, adică la fiecare antrenament am văzut că e ceva în plus. Acum apar scaunele, apar astea și e un lucru extraordinar. Sperăm să putem să jucăm cât mai repede pe el. Vă așteaptă. Da, și noi așteptăm să prima dată să promovăm la Liga 3 și asta e cel mai important. Ilie Dumitrescu a spus că va veni și el la meciuri, chiar dacă este fan FCSB. Vă ambiționează acest lucru mai mult, să faceți ca echipa să joace bine, să vină cât mai mulți? Păi ne ambiționează și totodată e o mândrie pentru noi să vină Ilie Dumitrescu și nu pot să ascund asta, că e un jucător preferat al meu în timpurile alea când juca el, chiar un idol pentru mine, un jucător care mi-a plăcut foarte mult, genul lui de jucător, și îl așteptăm alături de noi. Am văzut declarația că el este stelist, aici a crescut și e normal să țină Steaua și am înțeles că echipa care se cheamă Steaua e Steaua, așa am înțeles să spună. Deci Steaua e echipa care se cheamă Steaua. Așa că îl așteptăm să vină în Ghencea, un fotbalist extraordinar, o legendă a Stelei și e binevenit. O ultimă întrebare, strategia de transferuri, ai făcut-o doar pentru anul acesta sau și pentru anii următori? Am făcut-o și pentru, clar, pentru Liga 3, am făcut-o clar pentru și pentru Liga 3. De-aia puteam să mai aduc jucători, dar am vrut să aduc jucătorii pe care să mă bazez și mai departe la Liga 3 și chiar la Liga 2. De-aia aștept, nu mă grăbesc, jucătorii care o să vină acum o să rămână și pentru Liga 3.